În seara asta să avem putere! În seara asta nu plecăm acasă! Mergem la București! Mergem în direct la guvern! Hoții! 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 Dacă este nevoie, vom face toate demersurile necesare. Chiar în seara asta vreau să forțați intrarea. Chiar asta, mâine, mereu. Mergeți mereu, nu se va schimba ce aici, nu pleacă la Jurnalul orei 20, bună seara! Marșul tractoarelor și camioanelor spre București continuă. Fermierii și transportatorii s-au ales doar cu promisiuni în urma negocierilor pe care le-au avut astăzi cu premierul Marcel Ciolacu. Nu au primit soluții pentru niciuna dintre cele 40 de revendicări cu care s-au dus la Palatul Victoria. Așadar, protestele continuă. Atât fermierii cât și transportatorii rămân la intrarea în București, unde vor continua și în această seară să strige nemulțumirile. Veniturile tot mai mici, dublate de impozite tot mai mari, sunt o parte dintre problemele cu care se confruntă ambele categorii sociale. Ei se plâng că au ajuns până în punctul în care să nu mai poată porni tractoarele și că în curând vor da faliment. În urma alegerii noastre dintre cei care stau în stradă ca comisii să venim la aceste negocieri, putem transmite un comunicat de presă și atât. În urma întâlnirii cu primul ministru al României și prezentarea problemelor pe care le avem în aceste domenii de activitate, am primit promisiuni verbale că vor fi înființate grupuri de lucru cu ministerele de resort și instituțiile implicate în problemele noastre, începând de luni 15.1.2024. Decizia de a continua protestul aparține fiecăruia care este în stradă. Noi personal am hotărât să rămânem în continuare în stradă. Suntem reprezentanți din ambele clase sociale. Nu am stabilit nimic. Ne întâlnim cu oamenii care ne-au mandatat și acolo strada va hotărî ceea ce vom face pe viitor. Dacă v-am spus că am primit promisiuni, am primit promisiuni. Dacă dumnealui nu renunță, nici noi nu renunțăm. Am finalizat discuțiile cu reprezentanții persoanelor care protestează în jurul Bucureștiului. Au fost reprezentanți deopotrivă ai agricultorilor și fermierilor și ai transportatorilor. Fiecare categorie socioprofesională a prezentat câte aproximativ 20-25 de puncte extrem de clare cu revendicări, fiecare cu subpuncte. Nu există o singură revendicare sau un set limitat de revendicări, ci sunt mai multe și evident că sunt de competența mai multor instituții ale statului român, motiv pentru care am decis următorul calendar. Începând de luni dimineață, atât agricultorii cât și transportatorii, pentru că sunt un set de probleme comune, vor participa la Ministerul Agriculturii, la un grup de lucru alături de Ministerul Agriculturii și instituțiile subordonate, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul de Finanțe. Repet, pentru că problemele sunt extrem de complexe, de responsabilitatea mai multor instituții, marți va avea loc o întâlnire a grupului de lucru la Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul de Finanțe, grup de lucru dedicat pe problemele transportatorilor, iar miercuri va avea loc o întâlnire cu ASF împreună cu Ministerul de Finanțe și se va analiza explicit problema asigurărilor de tip RCA. Colegul meu Ștefan Nedveș se află acum în mijlocul protestatarilor în tabăra de la Fumați. Bună seara, Ștefan! Care este starea de spirit acolo după negocierile eșuate de la guvern? Bună seara! Ne aflăm în mijlocul protestatarilor pentru că este a doua seară de haos în jurul capitalei. Este a doua zi, a treia zi în care toți oameni, toți transportatorii, fermierii protestează în toată țara, nu doar în capitală, nu doar în jurul capitalei. După baricada de aseară de la Chiajna, din zona Chiajna, aici în
afumați la intrare în capitală se află sute de camioane, de tiruri, de transportatori și fermieri, pentru că împreună astăzi 11 oameni din partea transportatorilor și a fermierilor au fost la guvern, au fost primiți de Marcel Ciolacu. Vreau să vedem și să-i întrebăm pe oameni ce s-a întâmplat la guvern, cine i-a primit și ce au discutat. Bună seara! Bună seara, mă numesc Dogărescu Constantin, am făcut parte din delegația care s-a format din grupul nostru de protestatari să mergem la guvern. Am mers la guvern, ne-am făcut datoria pentru că autoritățile ne tot acuzau că noi nu vrem să mergem la negocieri, că noi nu avem revendicări și încercau să un pic să distragă atenția, să spună că acest protest este un protest al unui partid, deci politizat, vreau să repet și să susțin în continuare că noi nu suntem politici și nu suntem organizați, este un protest spontan. Am fost astăzi la domnul premier. Domnul premier nu a la sfârșitul discuției, nu a vrut să semneze o minută prin care să-și asume ceea ce am vorbit la guvern. A spus că cuvântul domnului face mai mult decât orice semnătură. Și s-a retras. Cuvântul domnului? Domnului prim-ministru face mai mult. Am crezut că sunteți la biserică. Nu, biserică, ne scuzați. Cuvântul dânsului face mai mult decât orice semnătură. Noi, cum v-a primit? V-a oferit un ceai, o pătură? V-a spus să plecați acasă, să eliberați carosabilul? Nu ne-au cerut lucrul ăsta. Nu ne-au spus absolut, adică nu ne-au interzis dreptul la protest. Noi l-am ascultat, dânsul ne-a ascultat, ne-am făcut datoria, la sfârșitul ședinței nu am conclus nimic, noi ne-a retras de la discuții, ne continuăm protestul în continuare, împreună cu agricultorii și... Câte persoane au fost în delegația care a avut... 12. Câte 12. Persoane ați fost 12. Acolo? 12. 12 persoane. 6 de la... Transportatori, fermieri... 6 și 6. 6 cu 6. În egală măsură. Și să ne spuneți în mare ce revendicări au transportatorii și ce revendicări sau știu, domnule, deja ce revendicări am și fermierii. Avem o listă foarte lungă, însă alături de specialiști am scurtat-o puțin. Nu am cerut foarte multe. Am cerut plafonarea RCA, am cerut... tranzitul liber la plafonarea temporară, s-a cerut plafonarea temporară și audierea ASF-ului. Am cerut, o să vă citesc de aici ca să nu vreau să pierd nimic, scurtarea timpilor de trecere a frontierei prin modificarea ordonanței de urgență 43 și respectarea regulamentului european 1100/2008 privind controalele în vămi. La punctul 3, am mizat pe alocațiile de cazare și alocațiile de hrană pentru mărirea lor. În toată Europa s-a întâmplat lucrul ăsta, numai la noi nu. Iar lucrul ăsta duce în faptul că administratorii ajung să dea oamenilor bani pe sub mână. Reglementarea unui mediu de concurență loială în transporturi. Posibilitatea recuperării unui procent din acciza la combustibil pentru firmele de transport. Și controlul camioanelor ucrainiene pe teritoriul României în egală măsură cu a celor românești. Da. Cât veți sta aici, doamnă? Ce v-a spus premierul? Ce v-a transmis? Premierul ne-a spus să plecați acasă. Nu, deci noi nu vom pleca acasă. Domnul premier ne-a transmis că el nu are o baghetă magică și să poată să rezolve lucrurile astea după o zi pe alta. Deci noi suntem mințiți de 30 de ani și, sincer să fiu, nu mai crede nimeni în cuvintele lor. Deci nouă ne pare rău pentru că au ajuns ca într-o poveste cu lupul, au tot strigat lupul și lupul n-a venit și în momentul în care a strigat lupul, lupul a venit și n-a venit nimeni să-i mai salveze. Am înțeles. Din păcate, din ce vedem aici, sunt grupuri, grupuri și grupuri. Se observă la un moment dat că ar exista și persoane infiltrate care... Pe această cale dorim să transmitem autorităților că împreună cu noi se infiltrează grupuri de protestatari care sunt afiliați galeriilor sportive și ale partidelor politice. Jandarmeria îi cunoaște și nu face absolut nimic să extragă din mulțime. Deci nu se fac autoritățile statului nici în al 12-lea ceas, nu-și fac datoria. Și mai avem o problemă foarte gravă, că autoritățile statului, poliția cu jandarmeria, au oprit coloane de protestatari la Lehliu
la Fundulea sunt zeci, sute de tractoare și pun presiune pe ei să nu mai ajungă la București. Veți bloca barajul, baricada formată de către jandarmerie, poliție și alte organe? Noi am venit la București să protestăm pașnic. Noi nu ne asociem cu partidele politice și noi nu vrem să facem dezordine și nu vrem să ajungem la violențe. Deci noi nu vrem din cauza aceasta, repet încă o dată, fac apel la autorități pentru că nu-și fac datoria, deoarece în grupurile noastre s-au infiltrat persoane care sunt cunoscute autorităților cu probleme, instigatori care vin să facă să degenereze. Noi nu ne asociem cu ei. Am înțeles. Cât veți sta aici? Plecați mâine acasă? Plecați la noapte? Plecați săptămâna viitoare? Nu plecăm acasă. Nu plecăm până nu se vor rezolva problemele. Până nu vom rezolva problemele, fără rezultate palpabile, nu vom veni. Atunci plecăm. Agricultorii, că avem copii acasă. Și agricultorii au probleme majore, agricultorii au probleme, au dosare penale pentru utilaje, pentru că s-a schimbat legea. Agricultorii au casele girate la bănci. Agricultorii sunt într-o situație mai disperată poate decât transportatorii și agricultorii sunt mult mai motivați decât sunt motivați transportatorii. Acum nu vreau să spun că transportatorii nu sunt motivați, dar agricultorii au ajuns să-și piardă și pământul, moștenire de la părinți, trebuie să-l vândă ca să-și acopere datoriile. Deci situația este... Rămânem aici pentru că se strânge lume, sunt mulți oameni, sunt fermieri foarte mulți, sunt transportatori, sunt foarte multe tractoare, sunt foarte multe tiruri, vedem pe fețele oamenilor chiar și disperare pentru că este frig, pentru că oamenii vor să-și plătească asigurări, vor să aibă bani de motorină, vor să-și încaseze subvenția. Rămânem în continuare să vedem ce se întâmplă. Mulțumim, te așteptăm, Ștefan. Așadar, nici nu a început bine anul că guvernul are probleme mari. De modul în care va reuși sau nu să le rezolve, depinde și scorul alegerilor. Comentăm subiectul cu sociologul Vladimir Ionaș într-o legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, domnule Ionaș, vă mulțumesc. Bună seara. Așadar, anul electoral 2024 începe cu oamenii pe care i-am văzut în stradă, cu protestatari furioși la intrarea în București. Am văzut aseară previzibilă încercarea Dianei Șoșoacă de a politiza manifestațiile. Vom asista frecvent la astfel de momente anul acesta? Protestul fermierilor și transportatorilor e doar începutul? Cred că era de așteptat și cred că inclusiv guvernul și oamenii politici așteptau ca în anul electoral fiecare categorie socioprofesională să încerce să obțină maximum prin negocierile pe care le poartă cu guvernul. Cred că a fost un mesaj extrem de important cel pe care l-au dat cei care protestează în momentul de față, agricultorii și transportatorii aseară, prin respingerea celor doi lideri politici care au încercat să acapareze sau să câștige din punct de vedere electoral de pe urma acestui protest, au arătat că sunt sinceri, că au probleme reale pe care își doresc ca guvernul, clasa politică să le rezolve. Probabil vom vedea și alte categorii socioprofesionale care vor încerca să pună presiune pe guvern. Acum ține de modul în care primul ministru, guvernul, va reuși să negocieze cu fiecare astfel de categorie în parte. Până acum, premierul și cei care conduc guvernul au arătat că s-au descurcat, au negociat așa cum trebuie, astfel încât cei care au demarat proteste să fie până la urmă mulțumiți de ceea ce li s-a oferit. Vom vedea dacă și de acum încolo va fi același rezultat. Cât de strâns e marja cu care guvernul poate porni în negocieri cu toate aceste categorii în contextul bugetului de anul acesta? Evident că e extrem de dificil, pentru că vedem că situația economică nu numai România, la nivel european, este una extrem de dificilă și atunci e foarte greu de crezut că poți oferi tuturor categoriilor socioprofesionale diferite bonusuri, creșteri salariale și așa mai departe. Dar în momentul în care cedezi în fața uneia și celelalte, evident că se vor aștepta să primească același tratament. Repet, până acum, în negocierile avute și cu profesorii și cu alte categorii care cei din sănătate care au avut pornirea aceasta de a se revolta și a protesta împotriva guvernului, au reușit să negocieze și să ajungă la un consens și lucrurile s-au liniștit. Dacă vor reuși pe aceeași linie, este perfect inclusiv pentru țară. Nu este întâmplător. Eu am zis de anul trecut, de când a fost protestul celor din învățământ, că probabil vom vedea
odată cu apropierea perioadei electorale, din ce în ce mai multe categorii profesionale care vor avea astfel de solicitări, pentru că, fiind un an electoral, niciun guvern, niciun om politic nu-și dorește să aibă oamenii în stradă și atunci va fi mai deschis la negocieri. Și e un moment oportun, evident, să încerce să face astfel de proteste. Rămâneți alături de noi, domnule Ionaș.